Bună ziua! Invitatul interviurilor pe CNews de astăzi este domnul Adrian Tuțuianu, căruia îi urez bun venit. Domnule Tuțuianu, ultima oară erați alături de noi aici în platou în calitate de președinte al Comisiei de Control a SRI. Astăzi sunteți în calitate de parlamentar PSD? Greșesc? Mai avem și Nu, nu greșiți deloc. Eu alte am crescut în. membru în Comisia SRI în continuare? Nu, sunt în Nu mai Comisia sunteți. de Cercetare a Abuzurilor, Petiții și Scrisori de Da. la Senat. Sunt membru al Partidului Social Democrat, activez în cadrul acestui grup. N-am de gând să activez în niciun alt grup, Mi-a anticipați întrebările, dar pentru Eva. că eu m-am născut, să spun politic, în Partidul Social Democrat, sunt membru din 1998, pe vremea guvernării Convenției Democratice. M-am înscris în partid în luna noiembrie și am trecut prin perioade și mai bune și mai rele din punct de vedere politic. Ca urmare, n-am de gând să mă duc în altă parte. Am înțeles, ați fost inclusiv ministru apărării, motiv pentru care o parte din interviul de astăzi vreau să-l setăm pe această zonă. Da, pe de altă parte, nu pot totuși să nu încep cu chestiunile politice și am să vă adresez următoarea întrebare. Ce s-a întâmplat cu ascensiunea dumneavoastră în PSD? Ați fost președinte de comisie, ministru și brusc pentru un comunicat de presă? Mie mi se pare cel puțin subțire această justificare. Ați pierdut și funcția de ministru și se pare că nu mai sunteți nici în grațiile conducerii acestui partid. Greșesc? Nu știu dacă sunt sau nu în grațiile conducerii partidului. La Comisia de Control Parlamentar a existat o decizie politică de plecarea mea din comisie ca urmare a ocupării funcției de ministru al Apărării Naționale. Am gestionat această funcție pe durata vacanței parlamentare pentru că nu se puteau face schimbările necesare. Am plecat de la minister și am spus-o public, o spun și astăzi, cu un gust amar, pentru că, pe de o parte, comunicatul la care faceți dumneavoastră referire era un comunicat care arăta că există niște chestiuni de natură tehnică pentru care nu se puteau face transferuri de bani din trimestrul 4 în Poate trimestrul explicăm 3. un pic și Explicăm și acest povestea asta. lucru. Și am plecat amărât nu pentru funcție în sine, ci pentru că eu cred că știam ce am de făcut. Aveam un plan foarte bine stabilit pentru o perioadă de timp mai lungă și cred că aveam capacitatea să aduc un plus de coerență activității guvernamentale și majorității parlamentare. Explicați-mi un pic în detaliu povestea comunicatului. Ați vorbea un pic mai devreme și mi-ați spus că poate a fost prea tehnic. Da, păi. Totuși, nu a fost redactat nici de dumneavoastră, în mod special, și nici la indicațiile Nu, a fost dumneavoastră. redactat De comunicatul un de presă subordonat. de partea tehnică de Direcția Financiară din cadrul Ministerului. Sigur că a fost văzut apoi la Direcția de Informare Publică din cadrul Ministerului Apărării Naționale. El a fost transmis și la guvern cu aproape jumătate de oră înainte să apară. Există documente care au fost publicate. Lucrurile stau în felul următor. Ministerul Apărării Naționale a avut un buget anual aprobat prin legea bugetului de stat. La data de 5 septembrie, când s-a produs demisia mea, aveam o execuție bugetară pe zona de personal de 72,7%. Deci existau bani în bugetul ministerului, numai că cea mai mare parte din acești bani care mai existau erau repartizați pe trimestrul 4. S-a pus problema, domnule, ați întocmit greșit bugetul? Aici răspunsul e următorul. Nu eu am întocmit bugetul, ci predecesorul meu. Bugetul a fost întocmit corect pe datele existente la data adoptării legii bugetului de stat, numai că între timp au apărut două majorări de salarii din sistemul bugetar. Una prin legea salarizării unitare care era anticipată și o a doua majorare de salarii pentru soldați și gradați profesioniști, care a avut loc ca urmare a unei discuții pe care președintele partidului, Liviu Dragnea, a avut-o cu
asociațiile profesionale ale soldaților și gradaților din armată. Ca urmare, pentru a asigura necesarul de salarii până la sfârșitul anului, mai aveam nevoie de 552 de milioane de lei, din care în trimestrul 3 de 133 de milioane, deci numai o parte, și 419 milioane de lei în trimestrul 4. Evident că aveam bani și pe alte domenii, cum ar fi bunurile și serviciile, unde execuția bugetară era la momentul respectiv undeva la 40%. Aveam bani pe zona de înzestrare, unde execuția bugetară era sub 10%, numai că acești bani nu puteau fi folosiți pentru plata cheltuielilor cu salariile, în condițiile în care există interdicție stabilită prin legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010, articolul 18, aliniatul 4. Ce spune acest text? Că trecerea dintr-un trimestru în altul sau trecerea de pe un capitol în altul se putea face numai cu ocazia rectificării bugetare. Ca urmare, rectificarea bugetară s-a făcut după plecarea mea la o săptămână și pornind de la această rectificare bugetară, toate lucrurile s-au rezolvat. Concluzia, banii existau, tehnic nu se puteau trece dintr-o zonă în alta. Unde am greșit eu e că n-am explicat mai bine acest lucru și am mai greșit că nu l-am sunat să-i spun primului ministru despre această situație. Și mi-am asumat lucrul acesta. În schimb, am avut trei discuții prealabile cu ministrul de finanțe, cu domnul Mișa, în care am ajuns la concluzia că nu se pot face aceste transferuri fără să existe o ordonanță de rectificare a bugetului de stat. Eu v-am întâlnit la un interviu în premieră pe acea canapea în postura de președinte al Comisiei SRI, cum am mai spus. Senzația mea a fost că sunteți un președinte atipic de comisie, văzându-i pe cei de până acum, nu sunteți pe tiparul celor care mergeau pe muțește, ca să spun așa, mai pe înțelesul tuturor. Deci mi s-a părut că deranjați sau că există posibilitatea să deranjați. Credeți că ceea ce vi s-a întâmplat și politic și, eu știu, în carieră, se poate datora acelei perioade în care ați deranjat structurile, ca să fiu nu elegant cred, ca termen? Nu cred asta. Nu vedeți o incidență între povestea aia și ce vi s-a întâmplat? Am văzut foarte multe discuții. De ce a fost sacrificat Tuțuianu? De ce și-a dat demisia Tuțuianu? Cu tot felul de argumente. Că aș fi fost făcut de servicii. Personal nu cred. Am avut relații instituționale corecte cu Serviciul Român de Informații. Am avut o relație corectă instituțional cu Serviciul de Informații al Armatei, care mi era subordonat direct. Ambele instituții au răspuns adecvat solicitărilor mele, iar la Comisia de Control Parlamentar a Serviciului Român de Informații, sigur că am avut și lucruri delicate și o perioadă foarte dificilă, dar eu cred că, pe de o parte, am reușit să restabilim puțin situația Parlamentului ca organ care controlează Serviciul Român de Informații prin această comisie specială. Pe de altă parte, cred că am știut să țin echilibru și să subliniez prin ceea ce am făcut ideea că România are nevoie de un serviciu de informații puternic care să se ocupe de ceea ce îi prevede legea în fișa postului fără să afecteze drepturi și libertăți fundamentale. Bun, da. În logica aceasta înseamnă că tributați ideea că această retragere, să spunem așa, strategică a dumneavoastră se datorează exclusiv acelui comunicat nefericit. Vă dau exemple de 10 comunicate scrise de foștii dumneavoastră colegi din actualul guvern, care sunt cel puțin la fel de nefericite, care aruncă în spațiu public informații poate eronate și oamenii, colegii, sunt în continuare membri ai guvernului. Eu vă repet, informația n-a fost eronată, informația a fost corectă. Atunci cu atât mai în mult. Al doilea rând, am explicat și la alții, vă explic și dumneavoastră astăzi, primul ministru m-a chemat, mi-a spus că am creat un prejudiciu de imagine prin acel comunicat activității guvernamentale, mi-a comunicat că liderul de partid vrea să plec de la Ministerul Apărării Naționale,
Mi-a spus că dacă nu găsim o soluție, voi fi demis. Și atunci eu am fost foarte clar. I-am spus, domnule prim-ministru, te rog să-mi dă... Dar din comisia SRI trebuia să plecați? Și erau procedurile începute, nu știu dacă trebuia să plec sau nu. Cert este că și acolo cred că aveam capacitatea de a continua un lucru bun pe care îl făcusem și aveam deja o expertiză care cred că era folositoare în continuare. Acolo nu cred că ați făcut niciun prejudiciu de imagine partidului. Deci... N-am făcut nici colo, nici colo. Pentru da, că, asta vi s-a invocat în prima parte, pentru în că primul eu caz. Cred și dumneavoastră sunteți om de presă, că în general opinia publică și presa, indiferent cum se situează în relația cu Partidul Social Democrat, n-a avut foarte multe critici la adresa activității mele de ministru. Pentru că în două luni de zile am arătat că se pot face niște lucruri, am luat niște decizii care erau neluate de foarte mult timp. În comisii te duci unde decide grupul parlamentar. Dacă grupul parlamentar a considerat că expertiza mea nu mai este necesară acolo, atunci eu m-am dus în altă parte. Nu există, sigur că nu sunt mulțumit, ca să ne lămurim. Pe de altă parte, vreau să știți că eu am cerut să merg la comisia aceasta de abuzuri, petiții, scrisori. Acum v-aș provoca... Pe ideea pe care am mai spus-o. N-am mai vrut să deranjez pe nimeni. Acum v-aș provoca și, ca și membru în comisia parlamentară, vă întreb la rândul dumneavoastră, cum considerați expertiza noului președinte al Comisiei SRI, domnul Manda? Mi se pare cel puțin discutabilă, de la Căminul Cultural în fruntea parlamentarilor care controlează Serviciul Român de Informații. Eu nu m-aș grăbi. Când am fost eu numit la comisie... De asta v-am cerut un punct de vedere. Colegii dumneavoastră mă întrebau ce legătură am eu cu serviciile de informații. Și eu atunci am spus că am o pregătire juridică solidă care îmi permite să abordez, din perspectiva funcționării legale acestui serviciu, problemele respective. Haideți să lăsăm pe domnul Manda să... A, nu că lăsăm, eu v-am cerut un punct de vedere al dumneavoastră ce poate, în ceea ce privește a avut o primă dânsului. Ședință, o ședință pe care dumneavoastră ați preluat-o toată presa, s-a discutat, a fost suculentă, a discutat lucruri interesante, suculente, deci să-l lăsăm să vedem ce poate să facă. Am eu înțeles. Nu vreau să mă pronunț înainte de a vedea omul ce poate. Haideți să ne întoarcem un pic la activitatea de la Ministerul Apărării, de care vorbeați și dumneavoastră un pic mai devreme, și o să încep prin a vă oferi ocazia să comentați o recentă ieșire a colegilor liberali, mai exact a doamnei vicepreședinte Raluca Turcanu. Încerc să citesc din memorie, dar în esență dânsa spunea următorul lucru: că sunt foarte puține șanse sau deloc ca cel 2% din PIB alocat armatei să fie și consumat așa cum s-a promis și ne-am angajat față de partenerii noștri strategici, și că momentul tardiv în care ne aflăm face cu siguranță imposibilă această consumare a banilor. Da. Noastră, cum comentați? Vreau întâi să spun două lucruri prealabile. Vă rog. 2% înseamnă bugetul total al armatei. Că unii confundă 2% cu bugetul destinat înzestrării. Înzestrării, corect. Din acest 2%, 4% este pentru înzestrare. La data de 5 septembrie, execuția bugetară era peste 40% pe total, cu 72% la salarii sau 71% la pensii, cu o execuție bugetară bună la bunuri și servicii și cu execuția cea mai proastă pe zona de înzestrare, unde era sub 10%, 9% undeva. Aici este problema. Iar decizia pe care eu am luat-o cât am fost la minister și sunt convins că o va duce mai departe domnul Fifor, a fost aceea de a intra pe unul din programele de înzestrare aprobate de CSAT în acest an. Ca urmare am primit acordul mai întâi al Departamentului de Stat, apoi al Congresului Statelor Unite pentru achiziția de rachete Patriot. Programul este mare, 3,5 miliarde de dolari. Dintr-o evaluare făcută când eram eu la minister, anul acesta am fi putut plăti undeva la 600-700 de mii de dolari, de milioane de dolari, plus TVA. O asemenea plată aproape că rezolvă problema cheltuirii sumelor destinate pentru înzestrare. În al doilea rând, sunt mai multe acte adiționale sau contracte subsecvente încheiate cu producătorii români
din industria de apărare pentru furnizarea a diferite repere necesare armatei României. Și acele lucruri erau în curs în luna decembrie, actele în curs de semnare, și livrările urmau să se facă spre sfârșitul anului. Și toate la un loc, eu cred că pot conduce... Mă gândesc că scepticismul liberalilor se lega exact de partea cu investițiile, că de salarii nu cred că își pune nimeni problema că nu se dau. Deci procentul respectiv bănuiesc că... Pe partea de înzestrare, dacă se perfectează până în luna noiembrie acordul cu rachetele Patriot, am spus, suma va fi undeva la 600-700 de milioane de dolari plus TVA care va fi plătită și va rezolva în bună parte cheltuirea efectivă a celui 2% repartizat armatei. Deci asta înseamnă că scenariul poate fi optimist pe partea aeriană. Cum rămâne cu partea navală? Și am să deschid aici subiectul fregatelor. Pentru că vorbim de o hotărâre de guvern inițiată, și sper că nu greșesc, în mandatul premierului Cioloș, dar la un minister în care activau domni care aveau și o legătură cu PSD-ul, inclusiv unul din actualii secretari de stat de la vremea respectivă a ajuns chiar ministru. Deci era o hotărâre de guvern, ca să spunem așa, girată, cel puțin pasiv, și de prezența unor membri PSD la vremea respectivă în guvern. Este o concluzie a dumneavoastră. Da. Bun, e o concluzie. Nu are nicio legătură Partidul Social Democrat cu ce a aprobat guvernul Cioloș. Da, eu mă gândesc că prezența unui personaj cum era, de exemplu, domnul Leș în acel guvern, în acel minister, însemna măcar ca și expertiză că apărea și, eu știu, o reprezentare a PSD-ului. De asta am făcut paralela. Nu am zis că e o decizie a PSD-ului. Nu are nicio Eu urma să vă întreb acum care este stadiul și care e viziunea. Hotărârea de guvern adoptată de domnul Cioloș avea o problemă fundamentală. Practic, era un program peste 100 de milioane de euro. Corect. Și legea prevede aprobarea Parlamentului prealabilă pentru derularea unui asemenea program. Acela e și motivul pentru care hotărârea de guvern a fost revocată. La momentul acesta, eu am finalizat, cu aparatul Ministerului, un nou proiect de act normativ, după ce s-a obținut în luna mai aprobarea Parlamentului pentru derularea acestor programe. La data de 5 septembrie, când am plecat eu, se afla în consultare publică, în procedură de transparență. Soluția pe care noi am identificat-o era aceea a unui dialog competitiv cu mai mulți furnizori de corvete militare. Am avut discuții destul de consistente cu mai mulți producători de asemenea tehnologie, din Franța, din Italia, din Germania, și au fost și ambasadorii statelor acestea care au venit să ne spună la Ministerul Apărării Naționale că sunt interesați de derularea acestui program. Condiția pe care am pus-o pe lângă această formulă de dialog competitiv a fost aceea ca o parte cât mai mare din ceea ce înseamnă producția celor 4 corvete să fie realizată în șantiere navale din România. De aceea, de exemplu, firma Damen din Olanda are șantier la Galați. O altă firmă din Franța, Disiniez Naval Group, avea un contract cu o altă firmă românească. Unii vreau să lucreze cu șantierul naval Constanța, alții cu șantierul naval de la Tulcea, alții cu un șantier naval de la Brăila. Tocmai în ideea de a, ca o parte din acești bani alocați apărării să se regăsească în industria națională, să creeze locuri de muncă și să genereze dezvoltare economică. Procedura va dura undeva la 250 de zile. Deci ea va putea fi finalizată în partea a doua anului viitor. Știți ce vreau să vă mai întreb legat de armată? O chestiune în ceea ce privește viziunea României și după aceea un proiect pe care îl coceați, să spunem așa, în perioada în care erați ministru. Prima parte,
Am înțeles. O să stăm bine probabil aerian dacă vin rachetele Patriot. Corvetele poate le punem și pe astea cum trebuie la punct. Pe de altă parte, cei 2% nu cred că vor ajunge în următorii ani. Nu vor fi suficienți pentru o integrare, eu știu, o pregătire a armatei române pe modelul partenerilor mai dezvoltați. Și atunci, din cât mă pricep eu, cred că ideea este să mergi pe o axă, una din cele trei axe militare, terestre, navală sau aeriană. Nu poți să le acoperi pe toate superlativ. Care e viziunea României? Ce ne-ar trebui mai mult în detrimentul altei părți? Terestru, naval, aerian, unde ar trebui să băgăm mai mulți bani, chiar cu riscul de a-i defavoriza pe alții în alte zone? Nu pot fi tratate separat Eu știu, problemele. dar nici banii nu sunt așa cum ne-am dorit să le plouă. Cele 8 programe majore de înzestrare armate aprobate de CSAT răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci trebuie să rezolvăm problema cu escadrile de aviație, rachete cu rază lungă de acțiune, rachete cu rază scurtă de acțiune, transportor blindat, Ce înseamnă asta da? financiar Corvete pentru și așa mai românii departe. mai Undeva, puțin interesați de da, este un program pe tehnică? 10 ani de zile, cu alocări consistente, ele sunt publice, și trebuie să aveți în vedere situația de securitate din regiune. Noi Cu suntem aici siguranță. pe flancul estic al NATO, suntem validați ca partener de încredere al NATO și teza dumneavoastră că armata română n-ar fi pregătită la standarde NATO este greșită. Nu. Armata română la momentul acesta se pregătește și acționează numai după standarde NATO. Păi, Are nu nevoie de este o teza mea, dotare. este teza celor care ne spun că avem nevoie să băgăm măcar 2% Da, ca să are nevoie de o reintrăm dotare. în De o rândul dotare partenerilor. corespunzătoare, dar armata română este astăzi prezentă la misiuni sub mandat NATO, sub mandat UE, Aia e o realitate, sub sigur că da. mandat ONU. Suntem, de exemplu, în Afganistan cu aproape 700 de militari în permanență. Ori experiența din teatrele de operații acumulate de trupele românești, de ofițerii români, de stat major, de comandă, este extraordinar de utilă în direcția integrării. Am avut recent exercițiul Cyber Guardian, care a fost unul dintre cele mai mari Da. desfășurate în ultimii ani în Europa. Majoritatea acțiunilor din cadrul acestui exercițiu desfășurate pe teritoriul României și vreau să vă spun ce a spus generalul american, comandantul trupelor terestre NATO din Europa. A spus că a fost cel mai bun exercițiu desfășurat în ultimii ani în cadrul alianței. Și n-a spus-o din politețe, ci pentru că lucrurile au mers foarte bine. Prezența aici a armatei americane cu peste 14.000 de soldați la un exercițiu arată și cam cine ne poate asigura securitatea în cazul în care va fi necesar. Spuneți-mi câteva vorbe despre proiectul Institutului Cantacuzino, despre o posibilă reînviere a acestuia și de reintrarea pe piață. Era un alt proiect pe care l-ați abandonat odată cu plecarea Nu, noastră nu e de la... abandonat. Nu. E, Cel poate mult îl nu-l fac continuă eu. domnul ministru Fifa. La data de 5 septembrie era finalizat actul normativ de preluare a Institutului Cantacuzino la Ministerul Apărării Naționale. El a intrat în ședința CSAT-ului după data de 5 Da. și a fost adoptat la ultima ședință de guvern. Ca urmare, acum se vor face acțiunile de predare, preluare, primire de la Ministerul Sănătății acestui institut, în prealabil emiterii ordonanței de guvern, am făcut o vizită la Institutul Cantacuzino și am solicitat mai multor instituții ale statului să-mi comunice care sunt problemele din acest institut. Am avut chiar și cu Agenția Națională a Medicamentului o discuție și urma să vină un raport care să-mi spună ce trebuie făcut ca să putem produce vaccinuri în următorii ani de zile.
Și eu cred că lucrurile pot fi foarte bune din perspectiva salvării acestui institut. Ideea era să-l organizăm ca unitate militară, cu specialiști civili și militari. Am făcut discuții cu cei de la institut să aducem înapoi pe unii dintre salariații care au plecat în zona privată sau în alte instituții, unii chiar la pensie, să-i aducem pe o durată determinată să putem pregăti alți oameni. De ce avea nevoie institutul? Are nevoie de spații adecvate pentru producție. În locația actuală, numai anumite spații mai puteau fi folosite, într-un program pe termen scurt, pentru că o să vă spun și pe termen lung ce trebuie făcut. În al doilea rând, are nevoie de utilaje și am identificat care sunt utilajele cheie care erau necesare pe fluxul de fabricație ca să putem produce vaccinuri și, în al treilea rând, are nevoie de personal calificat. Era nevoie de un timp, de asta și vroiam să aducem personalul plecat înapoi și să adăugăm personal militar, pentru că nu poți să creezi personalul necesar peste noapte. Să vă rog să Și explicați de ce credeți că e nevoie de militarizarea unor structuri care, ca să ajungă în cele din urmă funcționale. Adică chiar nu se poate face fără să, realitatea într-un aceea, mediu ca zonă, totul. institutul a mai mers pe la vreo două ministere. Da, tocmai asta e Din păcate, curiozitatea nu mea. s-au găsit soluții. Eu cred că puteam să pun acest institut în picioare și sper din tot sufletul ca colegul meu, domnul Fifor, să facă acest lucru în următorii 2 ani de zile. Eu îmi pregătisem un program pe termen scurt, în așa fel încât în 2 ani de zile, de exemplu, să avem 1 milion de doze de vaccin antigripal produse în România, și un program pe termen lung. Institutul are un teren de 10 hectare la Băneasa și cei cu care am discutat mi-au spus că soluția de viitor este aceea construcției unui sediu nou pentru activitățile de producție care să corespundă în totalitate din punct de vedere al cerințelor de natură, cerințelor de autorizare. Conform condițiilor pe care le pune Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului. Este nevoie și de o infuzie de capital importantă. Făcusem un calcul prealabil undeva la 25 de milioane de euro în primii 3 ani de activitate, după cum era nevoie ca anumite spații din locația actuală din centrul Bucureștiului să intre într-un proces de modernizare și de utilare corespunzător. Problema cea mai dificilă după mine era aceea a asigurării personalului calificat necesar desfășurării acestor activități. Armata României putea să vină cu o parte din acest personal, pentru că în cadrul armatei există institute de cercetare cu profil medical, există institute de cercetare și pe zona aceasta de luptă chimică, unde de asemenea există tangențe cu Institutul Pasteur și am fi putut suplini nevoia de personal calificat. Domnule președinte, pe final vreau să ne întoarcem un pic la cotidian și am să vă rog să îmi spuneți punctul de vedere al noastră cu privire la dosarul Belina și dacă tot din punctul nostru de vedere considerați că el este o problemă punctuală a unui ministru sau a lui Liviu Dragnea sau o problemă a PSD-ului în ansamblul său. Primul lucru care vreau să spun e că acest dosar Belina a țintit doi miniștri importanți din guvernul Tudose, ministrul dezvoltării regionale, vicepremier și ministrul fondurilor europene. Deci sunt miniștri cheie. În al doilea rând, cred că orice om în statul român, statul de drept, de care vorbim cu toții, are dreptul la prezumția de nevinovăție. Și eu cred că prezumția aceasta trebuie să o recunoaștem tuturor. În al treilea rând, din experiența de zi cu zi, și putem consulta împreună toate ședințele de guvern în ultimii 20 de ani. Cred că nu există lună, ca să nu zic ședință, în cadrul căreia să nu se fi transferat anumite bunuri din domeniul public al statului în domeniul unor unități administrative teritoriale, comune, orașe,
municipii sau județe. În speța de față, avem un transfer din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale Apele Române către domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Telorman. Ca urmare, eu nu cred că hotărârea de guvern a fost aprobată fără să existe avizele necesare. Am fost 2 luni în guvern, niciodată n-am putut să promovez un act normativ fără să existe avizele necesare. Sau dacă un minister, o autoritate, ar fi avut un aviz negativ, primul ministru ar fi cerut ca acele lucruri să fie clarificate. Ca urmare, eu cred că dosarul acesta țintește Partidul Social Democrat. Cred că trebuie să avem puțină răbdare și să-l putem judeca având mai multe informații decât cele care sunt astăzi publice. Ancheta penală știți foarte bine că nu este publică. Mai spun un lucru. Și venim iarăși într-o discuție care ține de raporturile dintre puterile statului. Am avut o decizie a Curții Constituționale a României care a spus că procesul de elaborare unui act normativ nu poate face obiectul unei anchete... Ordonanța 13. Da? Ordonanța 13 a procurorilor. Pe aceeași logică juridică, pe aceeași argumentație, și în speța de față, eu cred că e cel puțin discutabil dacă parchetul poate să deruleze o anchetă penală pe modul în care a fost elaborat un act normativ, cum este hotărârea de guvern în cauză. Înainte să vă las să plecați, o să vă rog să facem un exercițiu de sinceritate. Și mai am și o mică întrebare. Apropo, ce mai știți de Viorel Hrebenciuc? Ce mai face? Un simplu coleg PSD? L-am văzut pe domnul Hrebenciuc o singură dată în ultimii ani, la Comisia Parlamentară privind alegerile din anul 2009. Tot ce a apărut în presă legat de presupuse întâlniri, comploturi pe care le construiam eu cu Viorel Hrebenciuc, sunt minciuni sfruntate. Acum presa lucrează cu materialul clientului, nu presa aruncată în spațiu public numele Viorel Hrebenciuc, ci însuși liderul PSD, Liviu Dragnea. Eu nu știu cine a aruncat-o, nu știu dacă Liviu Dragnea a vrut să spună că are legătură cu mine. Nu știu ce a vrut să spună, că în cazul respectiv a lăsat-o așa în ceață, așa că noi a trebuit să o preluăm. Eu am venit mai departe, dumneavoastră în presă ați speculat, eu vă spun că nu există niciun fel de suport pentru asemenea afirmație. Așa, și exercițiul de sinceritate de care vorbeam. Credeți că astăzi sunteți în măsură să vă uitați în cameră, să le spuneți celor care ne urmăresc și ne vor urmări pe site-ul psnews.ro că până la sfârșitul anului, cel puțin, nu veți face parte din formațiunea nou construită de Victor Ponta, Daniel Constantin și alți câțiva parlamentari? V-am spus ceva la începutul... Mi-a spus în vă spun încă o dată și dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Eu am crescut în Partidul Social Democrat. Într-un fel e casa mea, Partidul Social Democrat. Am alocat aproape 20 de ani din viață bătălii politice în acest partid. Nu mă duc nici la Victor Ponta, nici în altă parte. Deci 2017 astăzi, îl prinde pe Adrian Țuțuianu ca membru să fiți sigur, PSD. Să fiți foarte sigur de asta. Și să vă spun ceva, în viață mai urci, mai cobori, important e să ai și caracter, să ai și consecvență și să fii și un om care crede într-o idee. Eu nu m-am dus în Partidul Social Democrat după o funcție neapărat. Eu cred în ideea de centru stânga în politica românească ca fiind absolut necesară. Deși prin specificul profesiei mele mă apropii mai mult de liberal și poate că undeva mi-ar conveni mai degrabă un partid cu idei social-liberale. Dar cred că România în situația de astăzi are nevoie de o stângă puternică. Ca urmare, și povestea aceasta cu deplasarea mea spre pro-România, spre Victor Ponta, spre alții, este țesută tot în presă, știu eu, pe informații corecte sau mai puțin corecte, nu știu pe ce, dar nu are nicio legătură cu intențiile mele. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și vă așteptăm oricând găsim subiecte comune de dezbătut. Cu mare plăcere!